Verben, numărul 1 în tratamentul T1. UPL vă recomandă Xanadu. Am revenit la agricultura, la raport. Domnilor, ce ne lipsește nouă ca țară, în ciuda tuturor posibilităților pe care le avem, un teren fertil, o climă una peste alta bună, să avem mai multe soiuri românești? Domnul Ion. În primul rând, de ce vorbeam, susținerea cercetării. Cercetarea viticolă, numai viticolă și pomicolă, are o serie de soiuri foarte bune. Acum, știți că am fost în emisiune cu soiurile realizate de rețeaua de cercetare vitivinicolă, a spus și la noi la institut, ați duce calități deosebite au. Deci e nevoie de finanțare și de promovare, de... Există ceva care, mă rog, nu știu cum putem rezolva. Noi avem materialul bază, spre exemplu, unitățile de cercetare, el trebuie preluat de pepiniere private. Foarte mulți încă nu înțeleg și arată cu degetul către noi că nu suntem în măsură să producem material săditor pentru toată viticultura sau pomicultura României. Cândva așa era. Dar mai erau și ASE-uri, mai erau și CAP-uri. Ei, dacă s-ar găsi o posibilitate de stimulare a pepinierelor private și în domeniul viticol, pentru că aici n-am văzut până acum, la pomicultura am mai văzut, nu? Există în programul măsura de restructurare, sau cum se numește, da. Dar la viticultură n-am văzut. E posibil în PNS să scrie ceva, n-am avut timp chiar să-l studiez cu mare atenție, dar dacă nu este și s-ar putea stimula această zonă a pepinierilor private să primească finanțări și să preia materialul biologic de la noi, de la unitățile de cercetare. Deci există soiuri valoroase care au demonstrat. Sunt încercări timide, spre exemplu, în zona Pietroasele, lângă dumneavoastră, lângă Breaza, unde sunt și foarte mulți altoitori, au început să preia material biologic de la noi și portaltoi, dar și soiuri vinifera, dar este un început destul de timid. Mai fi la portaltoi, suntem slab de tot. Portaltoi... Da, să știți că sunt, îi avem, sunt testați, sunt cu rezultate foarte bune, numai că lipsește această promovare, această verigă intermediară, cumva, de preluare. Da. În 1906, la pepiniera Istrița, pepinea Pietroasă, iertați-mă, la vremea respectivă, s-a înființat prima școală de altoitori din România. Acești altoitori din Breaza și din satele din jur sunt urmașii acelor altoitori care au învățat la îndemnul statului la data respectivă să altoiască. Ar fi extraordinar dacă ei ar avea și veriga cealaltă, partea de școală de vițe, mă rog, sistemele de forțare, pentru că ei încă forțează vițele în manieră tradițională, sistemele de forțare în depozite specializate și după aceea parte de școală de viță ca să producă materialul săditor de asemenea din categoriile superioare, certificat în cazul ăsta. Noi la Pietroasa producem coarde pentru portaltoi și material de asemenea de la soiurile pe care le avem, soiurile și clonele de la Pietroasa, însă ne lipsește partea de pepinieră, pur și simplu, pe care din diferite motive am neglijat-o. E nevoie de finanțare și doar dacă ne gândim la, iată, e nevoie de plantații noi de struguri pentru masă. Slavă Domnului, cercetarea viticolă românească a creat o mulțime de soiuri extrem de valoroase. Să-l amintim doar pe Victoria, pe care îl știm că a colonizat Grecia și Italia, da? Dar sunt și multe altele. Bineînțeles, sunt și multe alte soiuri create, repet, de cercetarea viticolă românească pe care ar fi momentul să începem să le mulțim în România și să le plantăm în România ca să producem struguri de masă aici. Dar faptul că se dau niște bani prin fondurile astea europene pentru soiuri românești n-ar trebui să stimuleze într-un fel? Nu, cred că stăm
Deficitar sunt și la capitolul specialiști care sunt gata să facă asta. Dacă cei din cercetare muncesc să fac, deci trebuie să găsești oameni pasionați în domeniul privat, ori ca să sacrifice. Toată lumea vrea să aibă un profit imediat, ori ca să înființeze acum o plantație de portaltoi, care să aștept să faci o treabă, să e și vorba și de bani și de timp, dar își trebuie pasiune pentru asta. Nu să faci calcule doar peste un an cât iau sau cât fac. Aici, pe termen lung, iar avem nevoie exclusiv de specialiști, asta nu poate să facă oricine. Chiar dacă unul e bine intenționat. Dar n-are nicio informație. Mă rog, se pregătește înainte. În Serbia cum e? Că v-ați întors din Serbia și știu că ați rămas oarecum impresionat de ce ați deci stat acolo. Deci am rămas impresionat că deși nu beneficiază de, spunea prietenul meu, de banii pe care îi primim noi de la comunitatea europeană. Da, e neființară. Deci vă spun, am văzut plantații noi cu plații de umbrire, cu sisteme moderne, depozite. Chiar m-a șocat. Și ei au aceeași problemă. Forța de muncă, pentru că forța de muncă la este destul de în vârstă, să zic, populația care lucrează, dar au apărut foarte mulți tineri care trăiesc din afacerea asta și unii trăiesc chiar foarte bine. Deci am văzut o pepinieră cu alun, pentru că alunul acum a ajuns la noi în ultimii ani, s-au făcut atâtea plantații, câteva mii de hectare, dar ei au fost totdeauna cu un pas înainte. Sau plantațiile ei, să știți că sunt renumiți în vis-a-vis de gutui. Și îmi spuneau ăștia că ei totuși au rezolvat vine la cutuie. Adică o țin sub control. Nu poate nimeni să o rezolve de tot. Dar sunt niște metode de întărire a plantei în primele 3 ani de viață care poți avea o plantație de gutui foarte bună. La noi gutuiul, din păcate, a cam dispărut. Așa. Mi-aduc aminte, nu mai știu unde era, în Tulce, era o plantație mare de gutui. La Târgu Jiu. Nu, dar acolo era la unde, nu la Măcin, unde am fost și văzut, da. La noi nu mai sunt plantațiile astea. Și mai ales acum, dacă strugurile devin, totuși a făcut un pas mare, de ce să nu recunoaștem și au apărut fermieri noi care au investit și care fac vinuri de calitate, la strugurile de masă suntem totuși deficitari. Ce era Ostrov odată, ce este Ostrov acum, ca idee. Greaca, apropo, Greaca nici nu mai există. Greaca, cred că mai are... Nu mai există. Există ca stațiune, spunind, dar terenul este perloagă. Absolut, da. Și astăzi se face cultura mare pe, în loc să facem... Deci noi am pierdut. Am, o revigorare. Da, noi în unele domenii le-am lăsat cercetarea în legumicultură, dacă vrem să discutăm. Acum toată lumea, eu sunt de acord că hibrizii olandezi, hibrizii italieni, totuși România a fost o piață a gustului, adică noi am fost obișnuiți să mâncăm o roșie gustoasă, un ardei. Mulți acum ce se întoarcă să cultive, dar este vorba, în primul rând, de educație a consumatorului. Și m-am șocat acum mulți ani în urmă, mă duc în Spania, roșiile care le vedeau la export și în special în Rusia, nu le vedeai pe taravă. Pe taravă vedeai niște roșii mari, într-adevăr, dar și cu capac verde și crăpate, dar alea erau gustoase. Dar pe alea le cumpărau. Dacă le puneai o roșie perfectă și care stătea și long safety life, că avea genul ăsta, nu se uită la ea. Noi când... Apropo de măr, acum îmi spunea unul din Italia, de la o pepină, zice, bă, dacă nu crânțele în dinți, nu-i place. Trebuie să facă crunch generația nouă. Deci trebuie să facem niște mere care, în momentul în care mai să mânci cu zgomot. Câți mai cumpără, mi-aduc aminte copilărie, mai mers pe la Curtea Dărgești acolo, era plin de plantații de rene. Nu le mai găsești. Când îi găsești acum accidental. Și cum să știți că sunt tot foarte scumpe. Deci ne-am pierdut foarte mult din materialul nostru românesc pentru... Apropo, din punct de vedere economic, care sunt cele mai căutate, cele mai apreciate? Plante, la plante vă referiți? Da. Mai nu, să știți că poate pare ciudat, dar din ce în ce este majoritatea încearcă plantele noi, pentru că văd problemele cu seceta. Dăm un exemplu, acel curmal chinezesc pe care domnul profesor îl promovează de foarte mulți ani și, din câte știu, există un proiect la Dăbuleni și s-a dovedit că are o rezistență foarte mare la secetă, că vorbim de sisteme de irigare, dar la un moment dat, anul acesta a fost problemă, nu mai aveam cu ce să irigăm. Dacă n-ai un iaz, n-ai ceva, câteodată aștepți și te uiți în sus și
lumea se mai adaptează. Și eu sunt adeptul soiurilor românești, dar câteodată trebuie să te mai gândești că poate trebuie să vină o schimbare. Noi când am adus prima dată goji în România, toată lumea ne spunea, domne, goji merg în România. Păi stați puțin că roșiile nu sunt de la noi. Cartofii nu sunt de la noi. Da. Deci nu. Noi vorbim de roșii românești. Fasolea, da? Noi nici fasolea la fel, nu sunt. Deci noi nu vorbim de... Ne putem adapta din mers. Și atunci dacă pe nisipurile din Dăbuleni merg acești curmali chinezezi, vă dați seama cât de bine pot să meargă în zona noastră, în Muntenia. Eu am avut anul acesta o experiență care nu mi s-a întâmplat niciodată. Să întâlnesc tot timpul cultivatorii, zic, domnule, dacă ar crește și plantele cum cresc buruienile. Buruiana crește și... Păi, și la un moment dat merg și găsesc un ghiveș de curmal chinezesc în pepiniere. Noi vindem plante și la ghiveci. Pentru că copiii ce mănâncă și vara. Și atunci trebuie să avem plante și pe perioada de vară. Asta e un alt aspect. Lumea de-abia acum începe să înțeleagă că se poate planta și în perioada de vegetație, atâta timp cât plantele au fost crescute în ghivece, da? Gestionate bine, pentru că o firmă de peisagistică nu și închide porțile când vine căldura. Când e cald, un lucru care mi-a plăcut foarte mult în Italia și de acolo am învățat foarte multe, dom'le, omul când face o casă, nu și-a dacă și-a 2-3 pomi, nu și-a cum se plantează o plantație cu joarde. Și se duce și-a un pom mare cu fructe în el, ca să aibă fructe cât mai rapid. Da? Se bucure de el. Da, să se bucure, că dacă stăm și revin la experiența mea, găsesc ghiveciul, vă dau cuvântul meu, era, chiar am filmat și l-am postat pentru că nu te crede nimeni, buruiana era leșinată, ce nu mi s-a întâmplat niciodată, și frunza de curmal chinezesc, un verde, la limita aceea când te duci în cultură și zici, n-am dat cumva prea mult azot, că e prea verde, verdele ăla care se duce spre negru. Și atunci mi-am dat seama că pot exista variante la temperatură. Nu înseamnă că mărul nu e bun. E foarte bun și noi ne-am pus și măr și păr, dar putem să încercăm și... Pentru mine, care fac am o pepinieră mixtă, vă spun, cea mai mare cerere acum este pe plantele exotice, dar e mai mult, nu sunt de hobby. Ce au început să planteze pe suprafețe mai mari este acest curmal, datorită și domnului profesor, și o recunosc că beneficiez de studiile făcute pe la facultate, pentru că la facultatea de horticultură, dacă ne ducem, sunt zilele horticulturii, că poate nu în fiecare zi este un domn profesor liber să vină cu ei, dar oricum, dacă se nimerește ce acolo le arată, în spatele facultății de horticultură se pot vizita, sunt porțile deschise, dar tinerii trebuie să vină să se uite, pentru că acolo văd plante noi, soiuri noi și pot vedea ce ar putea să facă și ei. Noi întâlnim chestia asta, avem și noi doi copii și cred că cea mai grea meserie acum e de părinte. Ei vor, dacă se poate, să aibă de ieri ceva, da? Fără să mai facă. Totul se face. Gândiți-vă că m-ați întrebat mai devreme dacă am luat fonduri. Am 12 ani de când fac pepinieră și n-am avut curaj, le-am dezvoltat singuri. Suntem la un nivel în care de-abia anul acesta suntem convinși că vom depune un dosar pentru finanțare, pentru că reinvestind nu poți. Deci cele mai căutate pentru noi sunt plantele mai exotice, iar dacă vorbim de măr, că tot vorbea domnul Decrani, vechiul bot de iepure, Starkinsonul, este din ce în ce mai căutat și acum nu vreau eu să-i fac reclamă, dar Gala, să știți că este unul dintre soiurile care se caută mai nou, pe lângă Goldenul, care Goldenul e pe primul plan. Golden, Starkinsonul și după Gala. Bun, 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Hibrizii de castraveți din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Am revenit, domnilor, nu mai avem foarte multe minute, aproximativ 10, dar cred că suficiente încât să facem așa o radiografie a ceea ce am apucat să discutăm în seara asta aici la Agro TV. Mă gândeam despre posibilitățile astea pe care le are România și din punctul ăsta de vedere. Din păcate, în magazine, ca și cumpărători, găsim foarte multe fructe, foarte multe legume venite din afara țării. E păcat să
vezi mere sau alte fructe și legume pe care le putem cultiva aici, nu mă refer la banane sau citrice, nu suntem producători de așa ceva, dar cele cu tradiție, cele cu tradiție sunt înlocuite de alte țări, poate care au știut foarte bine să acopere și latura asta economică. Totuși, cred că problema stă undeva în educație. Și asta vreau să vă spun ce. Am mers de foarte multe ori în Olanda și mergeam în vizită la fermieri care aveau depozite de morcov, de ceapă. Vă rog să mă credeți că, apropo de puștului de 4-5 ani, avea un costum din ăla combinizon, cizme, și stătea acolo lângă taică-su care spăla și sorta morcov. Ori chestiile astea la noi nu se întâmplă. Sau mergem la zile deschise la una dintre firmele mari și veneau în ultimele zile sute de copii să vadă câmpurile demonstrative pe care le făcea firma respectivă. Noi, din păcate, generația mea sau copiii noștri am orientat spre alte meserii și trebuie să recunoaștem să nu se chine săracul cum m-am chinuit eu. Facem foarte multe greșeli oferindu-le totul sau oferindu-le cât mai mult pentru că ne-am fost cu lipsuri. Dar lipsurile au creat idealuri. Ai vrut ceva. Dacă l-ai avut foarte ușor, nu vrei. Și atunci noi nu creăm o bază. Deci următoarea generație, nu știu ce, cum se întâmplă la facultate, dar chiar sunt curios. Bă, ai venit la horticultură. De ce ai venit? E prima întrebare pe care aș putea depusă. Bă, am venit de pasiune. Nu că am venit că să fac o facultate sau să am o diplomă. Că, din păcate, vreau să vă spun, am întâlnit oameni, zice, zic, ce face fata? Zice, a face doua facultate. Știi și tu, Adrian, zice, cum se face acum facultatea. Și vă spun, lucra la un amic de-al nostru, care are o firmă mare. Și îl întreb, zic, mai e la John la tine? Mai e la John? A, păi, cu două facultăți. A uitat ce mi-a spus înainte. De ușor să fac, să mai lucreze la job. Vă dau un exemplu. Deci, trebuie să creăm o educație pentru asta. O educație care înseamnă pasiune și care înseamnă interes. Deci, din păcate, la noi, și mai ales, o școală a scăzut foarte mult. Vorbeam de licee. Păi, liceul agricol de la Călugăresc era o emblemă. Deci, se făcea... Deci, când mergeai la facultate, deja știai ABC-ul, doar tu completai, tu adăugai. Se sedimenta. Păi nu o să uit niciodată când noi aveam cutiuța pe care o mâncăm cu chipsurile alea mici rotunde și doamna Ghina zicea, acum poți să știi, știu tu, dar zice, ia scoate cutia cu semințe. Fiecare specie, puneai morcov, puneai mărar, pune și scotea trei semințe. Dacă nu știai de ce să zice, de ce mai știu de 10 astăzi? Asta înseamnă exigență. Iar, din păcate, se întâmplă ceea ce nu trebuie la noi. Da, domnul Ion. Da, eu aș completa ce spune colegul. La Valea Călugărească, când făceam noi liceul, se punea foarte mult accent pe practică. Degeaba înveți teoretic dacă nu faci cu mâna ta ceva. Și pot să vă spun că eu am avut proiectul de diplomă în pomicultură. Mi-a plăcut mai mult pomicultura decât viticultura. Și eram 5 băieți care singuri am întreținut, am tăiat livada și am stropit, am făcut toate tratamentele fitosanitare, preparând soluție celebra zeamă bordeleză și zeamă sulfocalcică, care astăzi au început cumva să-și facă locul. Era foarte multă exigență și cred că e momentul și în licee, nu numai, sau vorbim de profilele astea, să fie mai multă exigență. Să se vină în practică la institut sau la... Dar apare constrângere după aceea și nu poți să faci nici ce. Da, se motivează că, domne, părinții nu mai sunt de acord și e o mare prostie. Dar eu cred că totuși lucrurile merg cumva spre bine. În final, cei pasionat tot facem. Cei pasionați, și aici, acum vreau să-l lau și eu pe domnul profesor, am doi absolvenți care au terminat acum câțiva ani la horticultură, care sunt foarte, foarte bine pregătiți. Și mă bucură lucrul ăsta și sunt și pasionați. Acum sper să găsim noi soluții să-i ținem cumva. Da. Și fac niște lucruri deosebite. Chiar colega Irina se ocupă de crearea de soiuri noi, acțiune care Institutul abandonase de multă vreme. Și un coleg care e pe vinificație, acum se odihnește cumva, este în îngrijire copil. Dar sperăm să mai vină și alții
tinerei de la USAMV București, de la Facultatea de Horticultură. Și aș mai completa că nu-i timpul trecut, observ în ultima vreme și cunoscuți și mai puțin cunoscuți prin marketuri sau în piață care caută produs românesc. Deci doar dacă e românesc cumpără. Spre exemplu, eu roșiile toată vara aleg doar în piață cele românești. Am început să cunosc foarte bine și zona asta. La fructe nu mai spun. Cunosc soiurile și nu mă poate păcăli cel din piață. Îmi spune că e Ionatan și zic că... Scuză-mă. Bun. Că e. Domnul Constantin? Eu să știți că aplic ce spunea colegul de platou și domnul profesor poate să confirme. Inclusiv la târgurile de profil îmi iau copiii cu mine. Am momente când îmi spun că da, colegul are, eu vă recunosc că nu le dau nimic gratis, deci nu exagerez cu nimic, am doar datoria să le dau haine de școală, îi duc la școală, sunt șoferul lor, dar restul, dacă vor să-și cumpere ceva, vă spun că și îi câștigă singuri, în afară de faptul că fac treabă în solar o oră, cel care este clasa 5 acum, de-abia îl prind în weekend, dar ne ajută. O să râdă de, și cei care mă văd știu, pentru că se mai ajunge cât un colet cu un ramburs greșit. Vă spun, poate sunt firme care angajează oameni să facă AVV-uri. Mie copiii îmi fac copil de 7 ani și copil de 9 ani, de 2 ani în urmă, AVV-urile au trecut în sarcina lor. Bă. Este 3 lei un AVV. Vă spun, poate pare ceva ciudat anul acesta pentru că am avut foarte multe chestii de făcut și la un moment dat nu am mai avut bani. Și cel mic am luat de la el o sumă de bani împrumut. Da? Deci, vă spun, nu exact. Și merg, își fac treaba și știu să-și ceară și drepturile, pentru că la un moment dat au văzut cum se face, eram la târg, chiar la târg și una dintre doamnele profesoare le-a dat un ciubuc și le-a spus, măi, dar nu e bine să iei, că e simplu fapt că s-a oprit la un producător, un om este un câștig. Pentru mine, eu am o regulă, nu iau niciun leu în plus. Nu vreau. Ei a zis, nu, că sunt bănuții noștri și vezi să nu uiți că trebuie să ne plătești atât. Bine. În pandemie am început să lucrăm mai mult. În loc de o oră, lucram două. Una pentru casă și una pentru ei. Și vă spun că aveau, chiar era 7 ani și cu 9 ani și văd că șoșotesc. Și vine cel mic la mine și îmi zice, tati, vezi că trebuie să vorbim ceva. Aș vrea, le dădeam 10 lei pe oră, da. Zice, știi, munca asta e puțin mai grea, e cald, ar trebui să ne dai mai mult. Deci mi s-a ridicat, adică atât de mult m-am bucurat, pentru că au înțeles că pot să și câștige, pot... și au impus punctul 12 lei, mă rog. Dar ei știu, acum au învățat că dacă am luat 10 lei de la un client, dacă în primii ani nu știau, nu sunt doar ai noștri, trebuie să plătim ghivece, input-uri și toate. Și vreau să vă spun că întâlnesc clienți care îmi spun, domne, dar acasă nu pot. Ba, se poate și acasă, că nu trebuie să ai o pepinieră să pui copilul la treabă. Îl pui la altceva, să facă orice altceva, să-și facă curat, să, după masă face el curat. Nimic gratis. Pare ciudat ce vă spun, dar vă spun că la un moment dat i-a dat un prieten de la noi, le-a făcut un cadou. Și ei, pentru că știu de câte ori își mai ia pe câte un joc ceva, eu le cumpăr cu cardul meu, dar vin și îmi dau bănuții, din instinct s-au dus cu bani la el. Și l-a întrebat, dar de ce? Păi da, ai plătirea, trebuie să... Păi nu că a fost un cadou. Păi nu că noi... Deci trebuie să se obișnuiască, banul se câștigă și știu cum crește o plantă, trebuie să înțeleagă. Eu aș aplica o chestie, nu știu dacă la un moment dat era în discuție, măcar o oră pe săptămână, de la clasa 1 până la clasa 12-a, de agricultură, nu știu, să învețe omul cum crește o plantă, că noi ne-am trezit și ne ducem și culegem roșii. Bun, am ajuns la final, domnilor, mulțumesc mult de tot pentru participare, pentru prezență. Până data viitoare, sănătate multă, să auzim de bine.